Astăzi a avut loc în Comuna Șișești Crosul Primăverii, unde au fost prezenți 190 de participanți. Evenimentul a fost realizat de către Direcția Județeană de Sport, în colaborare cu Primăria Șișești. Evenimentul Crosul Primăverii se adresează persoanelor cu vârsta minimă de 5 ani și are ca scop promovarea unui stil de viață activ și sănătos. Obiectivul acestuia este de a atrage atenția asupra importanței sportului în dezvoltarea armonioasă a copiilor, tinerilor și în menținerea sănătății adulților. Astfel, reprezentanții Direcției Județene de Sport, conștientizând importanța sportului în viața tinerilor încă de la vârste fragede, au realizat acest eveniment în cadrul căruia au participat 190 de tineri. Au fost prezenți elevi din unitățile școlare din Bala, Șovarna, Ilovăț, Malovăț, Căzănești, Florești, Șișești și Drobeta, Turnu Severin. Primarul Comunei Șișești, Marian Ion Răducan, declară că a fost un eveniment reușit și dorește ca pe viitor să mai facă colaborări de acest gen în vederea organizării a cât mai multor evenimente sportive. Care a propus de acum încolo, în luna aprilie, să organizăm acest curs al primăverii și poate și alte activități sportive aici în localitatea Șișești. Sportul are o importanță deosebită în viața noastră, nu doar pentru că ne asigură un stil de viață sănătos din punct de vedere fizic, ci și pentru că asigură deprinderea unor calități sociale precum abilitatea de a lucra în echipă, abilitatea de concentrare și abilitatea de autodisciplinare.